Oh, yeah. Eurovision. And our 12 points go to Irina Kit. Hai, credeam că mi-l dai mie. No, mai ai tu, mai ai tu. Măcar un punct să iau. Da, Irina Kit în această dimineață aici alături de noi. Vorbim de Eurovision. Cum s-a pregătit, cu cine s-a pregătit, bună pentru dimineața. Ce s-a pregătit. Bună, bună. Neața. Așa să fie, cum ați spus voi. 12 points. Bun, așa să fie. Da, voi v-ați înțeles? Da. Faci parte din echipa Irinei, da? Sigur! Back vocal sau dansatoare? Eu o să-i duc paharul cu apă, dacă o să aibă nevoie. Așa, tu ești cu apă. Asta e maxim ce aș putea eu să fac. Dar nu e cel mai frumos să fii din echipa câștigătoare? Corect! Bravo, asta e fata noastră. Dar ce coreografie diferită! Ea cântă, tu duci paharul cu apă. Toată lumea zice, Doamne, ce teatru, ce piesă, ce lucrare. Ce faci? Te pregătești? Mă pregătesc, sunt în febra pregătirilor de Eurovision, 29 februarie, vă îndemn să vă uitați. Noi o să fim acolo, nu? Noi nu, noi îndemn fanii voștri să se uite și la... Avem fani, gata! Tu ești preferata mea, dacă tu ai zis că avem fani... Te votez! În fan clubul meu, vă rog frumos, de orașul Drochia. Eu sunt unul dintre fanii voștri. Ei, mulțumim tare frumos! Dar azi e despre tine, azi e despre această super piesă Chain Reaction. Da. O piesă care scrisă de, nu, da, eu o cânt, dar e scrisă de John Ballard și Petrus Westman, sper că am pronunțat bine. Bun. Unul din producătorii formației Ace of Base. Wow. Cred că se simt ritmurile acestei piese și în piesele celor de la Ace of Base. Dar cum ați început colaborarea? Pentru că anul ăsta toată lumea a dat-o pe străini, cumva, știi, colaborări străine. Uite, tu cum ai început colaborarea? Eu am avut norocul să mai colaborez cu ei prima oară când am participat la Eurovision cu It's All About Love. Evident. Și am avut norocul să aleg piesa lor și uite că așa s-a înfiripat o nouă colaborare, să zic așa, de care sunt tare, tare mândră și sper să placă și publicului de acasă și să voteze Irina Kit. Să vedem noi mai multe detalii despre show-ul pe care tu intenționezi să-l pui acolo în marea scenă din studioul numărul 2. Da. Am mai zis și am fost invitată la colega voastră, Doina. Pe mine, cuvântul show mă cam amuză un pic. Dacă ne amuzăm împreună! Asta amuzăm împreună, zi bancul. Care e bancul? Bancul e că o să fie show. Nu ne putem compara cu cei de peste ocean. Și așa că, în loc de show, prefer să zic niște idei pentru prestație. Idei pentru prestație avem. Nu vi le spun pentru că știți cum e. Vorba aia. Superstiția, alta. Hai să întreb, dar tu o să fii în scenă? Nu se știe. Nu se știe nici lucru. Bun, da, hai să întreb alt lucru. Te-ai gândit la Rotterdam, dacă ar fi să ajungi la show-ul de acolo? Bine, ideile de acolo? Te-ai gândit la lucrul ăsta sau încă nu? Sau le-ai treptat? Zic că totul e gata deja. Da, pot să zic că totul e gata, dar eu vreau să fie o surpriză pentru olandezi. Olanda, pregătește-te! Păzea! Ea e cu surprizele pe ea, deci nu... Lăsând gluma la o parte, mega show nu are cum să fie. E vorba totuși de Moldova. Dar nu suntem mai prejos decât, zic, la celelalte capacități, nu suntem mai prejos decât Jennifer Lopez, nu? Sigur, J-Lo, J-Lo a zis că va fi prezentă. Glumesc. Nu ne putem compara, dar muncim și noi să ajungem departe. O să ajungeți ce departe. Mie? Ce realismul care l-ai. Bravo! Pentru asta, bravo. Uneori sunt chiar prea realistă. Nu știu dacă e bine. E de bine, pentru că cine are de înțeles, înțelege tare, tare mult și tare bine. Noi discutam, apropo, faptul că Irina, atunci când iese în scenă, ea nu mai vede nimic, nu simte nimic decât plăcerea de a cânta. Vai, deci e cumva mulțumesc. Una din puținii artiști care o face pentru suflet și tu trăiești momentul. Mulțumesc frumos. Da, încerc să fac asta și să transmit ce simt eu în scenă. Acum, că îmi reușește sau nu, e la discreția voastră. Îmi place să cânt, pot trăi fără muzică. Nu zic că muzica e viața mea și așa mai departe, cum se obișnuiește. Revenind la realism. Da. Eu am realizat că omul în viața asta poate să facă orice dacă își propune. Și să cânte, și medicină, și dans, și inginerism, și tot. Tot ce ne trece prin cap, dacă muncești și vrei. Și-ți dorești. O poți face. Eu pot să mă reprofilez cu ușurință. Sunt omul
multifuncțional, dacă vreți, dacă vreți așa. Te adaptezi foarte ușor. Mă adaptez ușor, dar îmi place să cânt. Și la ce mai servește viața asta, să mai trăim în viața asta, dacă nu facem ce ne place? Da? Bine, la răspunsurile tale, care sunt realiste, foarte subtile, pe viitor, sincer, dacă ai cheful, du-te în politică, pentru că ai fi un noi te votăm candidat din ăsta bun. Bă, am zis că nu, că nu, că hai să fim realiști, nu e J-Lo. Da, apropo, da, în competiția asta Eurovision 2020, nu o să vreau să-mi dai nume, nici opțiuni, da. Da un da sau nu. Consideri tu că este o ediție din asta concurențială puternică? Da. Este o ediție cu concurența acerbă. Nu ne speriem. Keep calm. Eu m-am pregătit. Toată lumea zice că există două tabere, că nu știu ce. O fi ele două. Nu ridici și studii. Și toată lumea știe. Lincoln până la urmă a fost cel care a... Da. Important este să facem... Să ai o prestație bună, să fii mulțumit tu cu tine însăți, dacă e să vorbim de mine, să găsim acel echilibru de care să fim mândri și înainte spre Olanda. Da, apropo de realismul ăsta, eu vreau să întreb, după prestațiile tale, acum indiferent dacă e să vorbim de Eurovision sau în altă parte, ești critică, ești genul care analizează și zice că, mă, uite, acolo n-a fost bine, data viitoare încerc să nu o mai fac sau nu? Mie nu-mi place să mă uit la mine. Dar sunt nevoită să mă uit, ca să corectez unele aspecte. Și atunci când mă uit, imediat și e genul ăsta de uitat așa pentru degete, dar nu mă uit. Da, nu-mi place, dar trebuie să te uiți, să analizezi obiectiv. Eu sunt critică față de mine, dar sunt și realistă, cum ați zis voi. Bine, dar tu știi foarte bine că poți cânta. Adică și știi că ți iese lucrul ăsta. Vreau să cred că da, dar întotdeauna este loc de mai bine. Nu. Da. Cumva cu ne perfecționăm în timp. Cu experiența ajungem și la stele. Da, o maturitate. Da. Vorbim de interviu acum exclusiv și din punct de vedere muzical. Nu doar, am și o vârstă. Da. A zis dinozaurul simțindu-se copil acum. Știi, Ion, eu nu știu dacă ai fost cu ochii pe Moldova 1, dacă ai avut timp. Eu am urmărit tare atent audițiile live. Și vreau să te întreb dacă în marea finală o să te porți la fel de dezinvolt. Pentru că Irina a luat microfonul și ea mergea acolo, acolo, sclipea, iradia. Ne așteaptă cam tot aia sau emoțiile o să fie mult, mult mai intense? Nu știu să vă spun. Vedeți că e diferit atunci când ai un juriu de profesioniști în față și atunci când ai un public de amatori care te susțin și sunt acolo cu tine. Dar e diferită și faza că știi că toată lumea e cu ochii pe tine, în direct. Oamenii cei mai apropiați au încredere maximă în tine, tu trebuie să nu-i trebuie să te strădui să nu-i dezamăgești, în primul rând pe tine și apoi pe ei. Eu am vrut la audițiile live, bineînțeles că aș schimba mai multe în interpretare, dar atunci am simțit așa, așa am dat-o. Mulțumesc. Dar noi suntem siguri că nu vei dezamăge pe absolut nimeni. Până atunci însă noi te invităm da, și în scenă. Mulțumesc frumos. Sper să am o prestație pe măsura așteptărilor și ale mele și ale publicului. Sper să... Eu nu cerșesc voturi, așa cum am mai zis-o, dar vreau să câștige cel mai bun. Nu spun că eu sunt cea mai bună, cel mai bun pentru cel de acasă, care se uită. Ce bine. Da. Și vreau ca lumea să voteze, acum o să sune apolitică, dar să voteze cu inima. Hey, ce frumos a sunat asta. Irina, mulțumim tare frumos. Succes, noi ținem pumnii și ne vedem în marea finală. Mulțumesc frumos, vă aștept în Olanda. Așa, sunat aveți tare, un mesaj pentru fan clubul nostru. Dacă câștig, promit bilete la toată lumea. Cine a zis acolo că se întoarce miliardul probabil? Pam, 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 pam. Fan clubul nostru, Drochia, fan clubul din Ochnița, fan clubul Bricen, din Cahul. Cahul, toată urmăriți, lumea. Urmăriți, da? Urmăriți-ne și fiți atenți, pentru că avem o nouă reprezentantă de la Eurovision Song Contest 2020, 29 februarie, reamintim acest lucru. Așa, este Irina Kidd, piesa Chain Reaction. Every time I look at you, I miss a bit or two. I want your arms around me. Every time you say my name, it always feels the same. Thank God you found me. I thought I could wait. I never break. Is this a mistake?